Bun, deci eu să înțeleg că Premier Energy cere 2,78 lei, raportându-se strict la situația actuală. Dacă noi semnăm cu Cuciurgan în urma licitațiilor și cu dublarea prețului, așa cum am văzut declarații de la șeful centralei de la Cuciurgan, noi de la 1 aprilie Premier Energy o să ne trezim că iarăși vine cu cerere de majorare a prețului. În mod normal, da. Deci în funcție de prețul care va fi, sau prețul de achiziție care va fi stabilit în urma acestor licitații, toate companiile de furnizare, bun, vorbim de Premier Energy și FE Nord, siguranță vor solicita o revedere a tarifului. Deci de la 2,78 s-ar putea să sărim peste 3 lei? Asta este un caz optimist. V-am spus că prețurile în regiune sunt de pe locuri de 4-5 ori mai mult decât avem noi acum. Da.